Club. Acum ne întoarcem la informația momentului de la începutul jurnalului. Tânărul înjunghiat în urmă cu puțin timp în capital a murit. E în urma unui scandal care a izbucnit între doi bărbați într-o sală de sport din București. Colegul meu, Cristi Pop, are mai multe informații. Cristi. Medicii SMUR nu au mai putut face mare lucru pentru a salva pe tânărul înjunghiat. În urmă cu doar câteva minute, aceștia au constatat decesul, iar în acest moment polițiștii spun că au deschis un dosar pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Conflictul a pornit în jurul orei 16 în sectorul 3 al capitalei. L-a început într-o sală de sport, iar apoi conflictul dintre cei doi tineri a continuat și pe o stradă din apropierea sălii de sport. Este momentul în care tânărul agresor a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe cel cu care se certa. Mai multe persoane au văzut incidentul, așa că au sunat imediat la 112. Mai mulți polițiști au ajuns la fața locului, polițiști de la secția 11 de poliție, dar și un echipaj SMUR pentru a acorda îngrijiri medicale rănitului. Timp de aproximativ o oră, medicii au acordat îngrijiri medicale, dar fără succes. Au anunțat decesul. Tânărul agresor a fost identificat la scurte momente după ce polițiștii au ajuns la fața locului. El a fost ridicat și dus la audieri la secția de poliție. Cristi,